Salut, am revenit. Am făcut un scurt tur pe malul Someșului, într-o fostă cultură de cartofi deja culeasă. Am găsit câțiva cartofiori aruncați, am cules puțin topinambur, napi porcești, napi de iarnă, ciocaribe, o grămadă de denumiri în limba română pentru topinambur și care e foarte gustos. Am găsit câteva struguri într-o viță de vie ce se înălța până la 5 metri de la sol, cred, într-un copac sălbatică. Un măr care plutea pe apă. Bun, vom începe prin a pune în apă un cârlig cu două bobe de strugure. Le vom lăsa acolo și le vom culege la plecare de aici. Poate avem noroc să prindem un pește. Pe urmă vom face focul. Un bun motiv să ne testăm skillurile și să aprindem focul prin fricțiune. Vom folosi astăzi un bow drill. După ce aprindem focul, vom încerca să facem niște char cloth într-o cutie de conservă. Speră să găsim una pe Someș. Vadul nu e cel mai curat vad, dar aici arată destul de bine. Deci vom face char cloth și vom încerca să aprindem cu lupa din Swiss Army Knife, din multitoolul elvețian. Voi încerca cu lupa și să aprind poate cotcoava, nu mai știu cum se cheamă, horseshoe, cred, în engleză. La noi zice iasca. Vom încerca deci să aprindem și iasca, tot cu lupa. Cam asta ne-am propus pentru astăzi. Apropo, vorbind cu voi, am găsit niște tinder foarte bun, un material foarte bun care s-ar putea aprinde foarte ușor după ce facem jar cu bow drill. Am să pregătesc bow drill, triponul de pescuit și o să revenim. Am găsit o botă de alun uscată și am cioplit un burghiu, tirbușon, cum vreți, spindle. L-am făcut relativ rotund, cât am putut de bine de rotund. Partea de sus am ascuțit-o în felul ăsta să reduc frecarea. Partea de jos e boantă pentru a face frecarea cât mai mare și a se încălzi. Tot din aceeași botă de alun am făcut și mânerul pe care îl voi împinge în jos. Aici e bine să lubrifiați. Dacă aveți slănină, grăsime, orice, e bine să lubrifiați. Eu mai n-avem grăsime, aș putea avea în cap grăsime și lubrifiez partea asta cu sebum. Sau orice fel de frunză are destule substanțe grase care să ajute lubrifierea și o bag aici așa. Bun. Masa, bordul, l-am făcut tot din lemnul ăla de alun. Am cioplit așa o scândurică de circa un centimetru grosime, la care am dat o găurică cu cuțitul, un început de găurică cu cuțitul. Restul de găurică se va face acum și acum am să lărgesc puțin gaura să o fac mai stabilă. Țineți minte, acum nu încerc să aprind, nu încerc să fac scânteie, să fac jar. Acum încerc doar să pregătesc luturile pentru bunul mers. Chiar dacă aparent iese pulbere neagră, nu vreau să aprind, iese chiar fum. Nu vreau să aprind focul în momentul ăsta, vreau doar să fac gaura aia destul de largă. Atât. Odată făcută gaura asta, voi face aici un V cu fierăstrăul. În V-ul ăla se va colecta pulberea care mai târziu se va încinge și va face scânteie. Revenim după ce fac V-ul. M-am grăbit puțin și mi-a ieșit un fel de urâțenie. Trebuia să fie mult mai îngust aici. Deschis în partea de jos pentru a colecta cât mai multă pulbere. O să-i dăm o încercare așa, să vedem dacă funcționează. Încerc să mă poziționez în așa fel încât să puteți voi vedea cât mai bine cum se formează aici
pulberea. Hai floidură din partea asta așa. Deși poziția clasică e cu piciorul ăsta la pe unelte, cu V-ul spre tine să vezi ce lucrezi. De tura asta facem așa. De dragul demonstrației. Poziția e cu genunchiul, fixez mâna asta și ajut la împinsul în jos. Dacă pot face zoom pe V-ul ăla, se vede cum deja se acumulează pulbere neagră. Aia e pulberea pe care vreau să o înfierbânt, să o încing, să o aduc la o temperatură așa încât să ia foc. Acum nu apăs aproape deloc, aștept să se adune acolo suficientă pulbere încât să mi se umple gaura aia de dedesubt din V. Deja s-a umplut, acum o să încerc să accelerez și să apăs. Momentul ăsta e cel mai bun moment să nu te grăbești. Îl lași să se construiască încet, îl ajuți cu mâna, nu suflați cu gura pentru a nu-l împrăștie. Așa, ușor cu mâna. Dacă nu aveți pregătit cuibul de pasăre, e cel mai bun moment să vă apucați să-l pregătiți. Aveți de regulă circa 10 minute cu cantitatea asta de pulbere, circa 10 minute să dejar. Nu o să se stingă. Am pregătit aici un cuib de pasăre din iarbă uscată, musteață de la porumb și ce am cules mai devreme, semințe de ceva plantă puf, tip cotton. Cum vă ziceam, aici se dezvoltă foarte bine jarul. Mai am și alunul ce l-am adunat după cioplirea ingredientelor pentru a prins focul și care e uscat și o să ardă foarte bine. Una din metode spune să puneți cuibul de pasăre peste jar pentru a nu-l împrăștia și pe urmă îl răsturnați în cuibul de pasăre, îl lăsați să fumege . Îl închid peste.
timpul pentru cafea.